Noaptea care vine se prognozează a fi mai rece cu aproximativ 2 grade comparativ cu noaptea precedente. 0 grade se vor atesta în nord și până la 3 grade cu plus în sudul țării. La începutul săptămânii, soarele va fi la datorie, dar de dimineață vom avea parte de ceață. Maxima termică va indica în jur de 8 grade în sud, 7 în centru și până la 6 grade în nord. În capitală se prognozează o zi cu vreme stabilă, dar cu regim termic în continuare peste normă. Maxima termică va atinge până la 7 grade. Marți și miercuri se vor atesta în jur de 8 grade și ploi, joi 9, iar vineri 10 grade. Timpul nu se schimbă foarte mult nici în cea mai mare parte a României. Bucureștinii vor avea parte de 10 grade, la Oradea 12, la Timișoara 11 grade, la munte vor cădea precipitații cu 5 grade, la Botoșani 4, la Craiova 10, la Constanța 4 grade, iar la Galați aproximativ 6 grade și vremea mai mult posomorâte. Pe continent vorbim în mare parte de cer mai mult acoperit de nori și de câțiva strop de ploaie. Vântul în general nu va trece de moderat, iar temperaturile coboară cu aproximativ 2 grade comparativ cu zilele anterioare.